Bună draga mea, sunt Luna Ala. În această săptămână vei avea succes în multe domenii. Călătorii, tranzacții comerciale, negocieri de afaceri, totul va fi ca un ceas. Încă de luni, luna în balanță va schimba priviri tandre cu Venus în Leu. Acest aspect trebuie considerat bun pentru căsătorie și relația în curs de dezvoltare. Vei fi amabilă, adaptivă și flexibilă. Viața de familie este evaluată. Cearta trebuie evitată, deoarece soarele în leu cu luna în balanță vor avea o întâlnire scurtă de taină. Comunicarea trebuie echilibrată între principiul masculin și feminin. Prieteni, cunoștința și rude susțin ideile și proiectele tale. Utilizează cu folos această zi. În Roma Antică, pe 5 august, se efectua sacrificiul public în templul lui Salus. Salus, în latină, înseamnă siguranță, mântuire, bunăstare. Salus era zeița securității și bunăstării, sănătății și prosperității, atât a individului cât și a statului. Pe 6 august, odată cu sărbătoarea ortodoxă a schimbării la față, în popor, oamenii respectă cu sfințenie probejanea sau obrejanea, un obicei tradițional suprapus celui religios. Ziua care are semnificație momentul în care apostolii Mântuitorului s-au convins că acesta nu este doar un proroc al lui Dumnezeu, ci fiul lui Dumnezeu. Mântuitorul i-a luat pe Ioan, Petru și Iacob și au urcat pe muntele Tabor. Acolo, pe când se ruga, Domnul s-a schimbat la față. Chipul radea lumina ca soarele, iar hainele i s-au făcut albe ca zăpada. Au apărut și cei doi mari proroci, Moise și Ilie, iar dintr-un s-a auzit, acesta este fiul meu cel iubit, pentru care am binevoit pe acesta să-l ascultați. Denumirea de probejoanea vine de la un verb slavon care înseamnă a ocărâi sau a certa. Acum nu mai crește iarba și începe să încălbenească frunza. În această zi se duc struguri la biserică pentru a fi sfințiți. Boabele de struguri sfințite erau numite colivă de struguri. Începând cu această zi, oamenii puteau consuma struguri. La gustarea primei boabe de strugure se rostea boabă nouă în gură veche. Foarte important este că în această zi oamenii să fie împăcați cu ei înșiși și cu semenii lor. Dacă în ziua schimbării la față vremea este însorită, toamna va fi una roditoare și îmbelșugată. În schimb, dacă plouă, toamna va fi una mohorâtă. În unele țări, în această zi se face în biserici și la cimitire pomenirea generală a morților și mai ales a eroilor morți pentru apărarea țării. O zi mai târziu, pe 7 august, soarele în leu va intra în relațiile cele mai bune cu Jupiter în săgetător. Dacă ai ascendentul în fecioară, poți dezvolta cele mai bune calități prin analiza spirituală, discernământ și autocritică. Accentul ar trebui să-l pui pe interesul pentru corp și sănătate. Este necesar să selectezi cu atenție experiențele negative din mintea ta și să scapi de ele. Ferește-te de orice obsesie privitoare la unitate, precizie și perfecțiunea. Astfel, astrele aduc pe 7 august acest mesaj. Relaxează-te, permite lucrurilor să se întâmple și distrează-te din când în când. Dacă ești într-o relație, este necesar să înveți să renunți la ceva și să accepti ceva. Trebuie să înveți să ierți și să-ți deschizi brațele, să îmbrățișezi pe cel iertat. Dacă partenerul tău pare inutil sau nesigur, atunci ar trebui să scap de critica și vigilența ta. Ar trebui să înveți să înțelegi că există lucruri între cer și pământ care nu pot fi măsurate, clasificate și validate. Dacă simți că partenerul tău are nevoie întotdeauna de îngrijire și de supraveghere, este probabil pentru că tu l-ai pus în acest rol. Joi 8 august, sextilul dintre Venus și Leu în Jupiter în Sagetator este destul de plăcut. Acest sextil îți dezvăluie simțul omorului, simpatia și flexibilitatea. Este un aspect excelent pentru relația de dragoste și pentru căsătorie. Te invită la distracție și confort în viața de zi cu zi. În Roma antică, pe 9 august, avea loc festivalul Soul Indigis. Sol este personificarea soarelui și un zeu în religia antică romană. Se credea de mult că Roma avea de fapt doi zei diferiți ai soarelui, primul fiind Sol Indiges. Ziua de 10 august era liberă, închinată în romantică zeiței Opis, soția lui Saturn. Era considerată zeița pământului și sursa fertilității, mamă a lui Neptun, Jupiter, Pluto, Ceres, Vesta și Iuno. Duminică 11 august, Jupiter își reia mersul direct în săgetător, predispunându-te la mișcare și aventură. Este momentul să-ți lărgești experiențele și să îmbunătățești înțelegerea cu ceilalți. În această zi se adeverește ceea ce spunea John Steinbeck. Încearcă să înțelegi bărbații. Cunoașterea unui bărbat nu duce niciodată la ură și aproape întotdeauna duce la iubirea. În aceeași zi, Mercur intră în constelația leului, unde încurajează încrederea în sine și conceptualizarea propriei convingeri. Acum îți poți folosi talentul organizațional la un nivel destul de înalt. Începe o perioadă de reacție și o creștere a participării sociale. Începe o perioadă bună pentru turism și călătorii. Efectul favorabil va fi oferit de ciclism, călărie, plimbări și dumeții în natura. În această zi de duminică trebuie să fii politicoasă și atentă, pentru că aceste calități vor determina starea ta de spirit. Dificultăți sunt posibile în această zi, dar nu ar trebui să dai vina pe soartă pentru asta. Tu singură poți depăși totul în curând. În această duminică nu trebuie să consumi băuturi alcoolice și antidepresive, cu atât mai mult trebuie să renunți la țigări și la orice fel de stimulente. Consecințele consumului acestora pot fi grave. Visele din această dimineață se pot împlini în a treia zi, miercuri 14 august. Privind în ansamblu, săptămâna de la 5 la 11 august este pozitivă și prosperă. Este o perioadă bună să efectuezi lucrări importante, să abordezi probleme financiare, chiar poți lua în considerare ofertele de împrumut. Dar nu împrumuta nimănui bani, nu încerca să-ți aduci noi griji pe umerii tăi. Lucrul în echipă te va ajuta să elimini multe dificultăți atât la locul de muncă cât și în relațiile personale. În această săptămână, oasele și articulațiile sunt vulnerabile. În această săptămână este posibil și necesar să ai o abordare curajoasă prin care să decizi să schimbi ceva foarte mult. Poate fi relocarea, schimbarea muncii, renunțarea la căsătorie nefericită sau romanul neterminat, precum și respingerea obiceiurilor proaste. Cel mai probabil oricare dintre deciziile tale radicale va fi aproape nedureroasă. În ceea ce privește aspectele financiare, în această săptămână merite să renunți la orice inovații și tranzacții riscante. Iar acum, hai să vedem la ce trebuie să fie atente minunatele semne ale Zodiacului. Barbec Ești puternic, descurajată să te bazezi pe oamenii din cercul tău interior. Există riscul că chiar cel mai bun prieten, soțul sau unul dintre părinți arată egoism sacrificând interesele tale. Independența și numai independența te va ajuta la realizarea a tot ceea ce a fost inițial planificat. În această săptămână există șansa de a reuși în materie de ocupare a unui loc de muncă, de a depăși deficitul financiar, de a găsi un profesionist real pentru a a elimina unele probleme specifice. Ești îndrăgostită? Sentimentele tale vor fi reciproce. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur Astrale susțin că vei fi surprinsă de o întorsătură neașteptată într-un eveniment bine planificat. Nu poți spune că ele vorbesc de evenimente negative. Poate că ceea ce se întâmplă va cauza confuzie, dar în curând se va dovedi că tot ceea ce se întâmplă este spre bine. În zilele următoare ar trebui să-ți încerci mâna pe lucruri noi, să schimbi ceva în decorul de casă, să te gândești să găsești ceva nou de lucru sau un alt loc de muncă. Dacă ești singură, trebuie să înțelegi că nu poți câștiga popularitate fără a avea o lume interioară profundă. În weekend, din cauza comportamentului sau din cauza telefonului, întâlnirea este condamnată la fiasco. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Gemeni! Astrele ți-au pregătit mai multe evenimente neobișnuite săptămâna aceasta. Poate că este vorba de câștigarea într-un joc de noroc sau de un profit mare obținut în timpul unei tranzacții financiare spontane. Poți spera pentru sprijinul oamenilor înzestrați cu autoritate publică. Înainte de a ajunge în spatele volanului, nu uita să verifici meticulos starea tehnică a vehiculelor personale. Dacă ai o cabană sau o casă undeva în afara orașului, ar trebui să-ți petreci tot timpul timpul liber acolo. De asemenea, nu uita că îți va face minunat de bine să scoți complet din dieta alimentele nesănătoase și alcoolul. Dacă încă mai cauți iubirea, poți spera la o întâlnire interesantă. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. RAC Va fi dificil pentru tine să dobândești înțelegerea cu tine însă, îți va fi dificil să te accepti. Acest lucru poate provoca situații neplăcute, de exemplu, performanțe reduse, certuri cu rudele, apariția unui complex psihologic. Nu refuza să consulți un psiholog profesionist sau să încerci să rezolvi această problemă cu ajutorul literaturii de specialitate. Există o șansă de succes în afacerele profesionale. Poate că vei primi o laudă verbală sau ca un bonus de la conducere. Dacă ți-ai început recent romanul, poți conta pe asistența morală de la două covoare recent țesute. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste! Leu, în această săptămână cel mai probabil nimic remarcabil nu te așteaptă. Agenda fiecărei zile va fi ocupată de afacere de care depinde succesul tău profesional, confortul în spațiul de acasă, bunăstarea celor dragi. Nu uita de tine, astrele te îmbie să te bucuri de ceva plăcut, de exemplu un masaj, un weekend petrecut în natură sau cumpărarea a ceva nou pentru dulap. Fiind la lucru, nu se recomandă ascunderea ambiției naturale. Poate că șefii vor susține proiectul propus sau un fel de inovație a ta. Dacă ești implicată în afaceri, de asemenea, nu ar trebui să te tem de experimente în drăzneța. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Fecioara, pentru tine în această săptămână, Lenea este contraindicată. Forțează-te să părăsești zona de confort pentru a atinge un anumit scop, pentru a-ți aduce în minte proiectul de serviciu sau pentru a îndeplini cererea unei rude apropiate este vorba despre promisiunea pe care o eviți cu atâta atenție. Principalul lucru este de a acționa și nu de a merge cu cârdul. Există șansa ca în această săptămână să existe o ocazie de a reuși literalmente în tot ce te concentrezi. Este posibil ca în weekend să aibă loc o sărbătoare mare de familie nuntă, aniversare, botez sau petrecere. Dacă ești singură, vei putea petrece acest weekend bucurându-te de dragoste. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Balanța Astra le-a promit că în această săptămână vei putea să-ți refaci semnificativ bugetul. Sunt anticipate venituri financiare din surse noi. Norocul îți poate zâmbi chiar dacă nu ai mult timp și nu cauți cu mare succes dragostea. Există o mare probabilitate ca o persoană pe care ești obișnuită să o consideri doar un prieten de sex opus, își va anunța simpatia. Dacă ai o familie, nu va fi inutil să ai îngrijorări crescute pentru fiecare dintre rudea, în special partea generul de căsătorie sau părinții. Merite să planifici weekendul care vine astfel încât să-ți ofere posibilitatea de a uita problemele și de a-ți umple mintea cu cele mai fericite amintiri. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste! Scorpion Astra le susțin că în această săptămână poți conta pe sprijinul zeiței Fortuna. Acest lucru presupune un risc rezonabil. De exemplu, poți participa la tombole examinând amănunțit detaliile pariului. Chiar și jocurile de noroc nu sunt asociate cu consecințe negative, dacă nu întreci măsura. Acesta este un exemplu conceput pentru a te convinge că este posibil, în multe feluri, să obții un rezultat bun dacă abordezi serios problema. Problemele legate de executarea unui document, încheierea tranzacțiilor și căutarea partenerilor de afaceri vor funcționa foarte bine. Dacă ești plecată în vacanță, la pensie sau în concediu de maternitate, ar trebui să experimentezi cu hobby-uri neobișnuite. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Săgetător! Este puțin probabil să se întâmple ceva neobișnuit în această săptămână. O anumită parte a tulburărilor pot fi provocate de o rudă îndepărtată sau de un prieten apropiat. Vorbesc despre o persoană care creează probleme pentru ea însăși. Dacă ai decis să ajuți pe cineva, nu uita de afacerile tale actuale. Dacă ești angajată undeva, în zilele următoare ai putea avea nevoie de sfaturi competente. Dacă ești implicată în afaceri, va fi util să studiezi experiența antreprenorilor de succes. În weekend ar trebui să uiți de afaceri. Fă tot ce ce este necesar ca acest weekend să fie luminos, dar fără a-ți afecta sănătatea. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn, în această săptămână nu ești imună față de problemele minore de zi cu zi. Poate că, în mod voit, trebuie să ai custodia copilului altcuiva sau a unui membru de familie mai în vârstă. Vorbesc despre o persoană bolnavă sau infirmă. În paralel, va trebui să-ți dovedești încă o dată profesionalismul. La locul de muncă se prevăd situații în care este mai bine să nu discuți cu autoritățile superioare. Tactica mai bine păstrezi tăcerea, va fi relevantă și la domiciliu. Lasă partenerul tău să se joace cum vrea. În curând va trece, iar weekendul va avea o influență romantică. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Vărsător la locul de muncă te așteaptă multă muncă și iritare. Găsește o formulă cum să economisești energie fără să o cheltui pe o comunicare goală, fără o lungă ședere în fața televizorului și pe alte activități care nu au nicio utilizare practică. Dacă ești în vacanță, toate următoarele câteva zile sunt utile pentru a te ocupa de tine însăți. Dacă o reparație este inițiată sau un alt eveniment plictisitor, atrage activ, dar cu tact, membrii gospodăriei. Dacă ești singura ar trebui să accepti o invitație la o sărbătoare neobișnuită. Există o șansă ca aici să întâlnești persoana pe care dorești să o numești partener de căsătorie. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Pești în această săptămână poți fi puțin plictisită. Viața cel mai probabil va intra pe deplin în rutină, poate chiar complet lipsită de evenimente luminoase și furtuni de emoții. Toate cele mai devreme amintite pot compensa melodrama aventurilor prin ciutirea cărților sau prin valorificarea creativității personale. În zilele următoare merită să întocmești documente, să cauți idei proaspete pentru dezvoltarea afacerilor sau pentru a face planuri pe viitor. Dacă ai înregistrat recent o căsătorie, ar trebui să convoci un consiliu de familie pentru a rezolva problemele legate de planificarea moștenitorilor. Poți avea nevoie de consultații cu un specialist medical. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!